Salutare! Iată-ne din nou la pescuit, într-o nouă locație, așa cum v-am obișnuit, doar că în continuare este zi, în continuare este caniculă, sunt 40 de grade afară, așa că haideți să vedem ce prindem în această locație. Așadar, minciogul pregătit, lanseta pregătită, mulineta e gata de acțiune și haideți să vedem ce scoatem de aici. În continuare e cald afară, v-am zis, caniculă, văd că nu e nimeni la pescuit, adică sunt singurul nebun care iese pe vremea asta. Dar nu e problemă. Lăsați că prind eu toți peștii. Haideți că l-am luat. Cum m-am mutat, l-am și luat. Ei, dar e micuț. V-am zis eu că e mult puie din ăsta. M-am mutat câțiva metri și am luat bibănelul. Bibănelul mititelul, ia uitați voi. Ce mic e. Hai să le liberăm repede. Puștulică, hai să-ți fac o poză și să te eliberez, da? Hai! Fugi, măi, și spune-le părinților tăi că am ajuns să iasă la înaintare, hai! Așa. Hai să sperăm că sunt și alții mai mari. Văd că e mai puțin trafic astăzi, mai ales în zona asta, probabil unde e și sâmbătă. Când am ajuns, am crezut că s-a întâmplat ceva, că era pustiu, deci nu era nicio mașină pe stradă. Acum văd că am început să mai circule așa puțin. Dar era, arăta așa, ca după apocalipsă. Da, frumos așa orașul când e mai gol în weekend. Ba da, 3 cormorani pe tronsonul ăsta, prieteni, incredibil. S-au umplut și Dâmbovița de cormorani în București. Nu mai facem nimic cu ăștia, cu cormoraniștia. Zilele trecute văzusem când am ieșit la pescuit, tot așa, în altă zonă, 2 cormorani și mâncau la pește. Nu aveam nicio treabă. Se mai scufundau, mai ieșeau cu un pește în cioc, iar se scufunda iar alt pește. Mănâncă ăștia, cormoraniștia, 10 de kilograme de pește pe zi, un cormoran. Dar nu știu, din câte știu, e specie protejată. Am luat pește sau nu, am agățat. E specie protejată cormoranul ăsta din câte știu și nu prea au voie să-l vâneze, să-l... Dar, na, în natură, ca orice animal sălbatic, ca orice pasăre, animal care nu are un inamic natural, se înmulțește în exces. Și devine o problemă, orice animal sălbatic care se înmulțește în exces, și nu e controlată populația lor, devine un pericol, adică, nu știu, poate o să ating un subiect sensibil, dar uitați ce se întâmplă și cu urșii la noi în țară, adică de ceva timp a fost interzisă vânătoarea lor, mă rog, vânarea lor, și s-au mulțit foarte mult. Știu că mulți vor spune că nu mai au păduri, nu mai au bine, din ce am înțeles, suprafața de pădure cam la fel sau chiar mai mare decât înainte de anii 90. Problema e că ursul nu are niciun inamic natural, adică se mulțește pur și simplu. Și au ajuns de la 4.000 de exemplare la 12.000 de exemplare. Păi, normal că începe să nu prea mai aibă loc în pădure și să meargă în zonele populate, în zonele civilizate să caute mâncare. Și oamenii sunt de vină, și oia care hrănesc urși și le dau de mâncare la marginea drumului. Adică nu-și dau seama că mai mult rău fac pentru că tu îl obișnuiești să caute mâncare în preajma omului. Și de aceea se produc și atâtea tragedii, atâtea cazuri de oameni atacați de urși sau omorâți. Pentru că nu e în regulă să-i hrănești la marginea drumului, că tu îl obișnuiești. El, în loc să se ferească de om cum e el structurat genetic, începe să perceapă omul ca pe o sursă de mâncare în momentul în care tu, cum vezi ursul, zici, a, ce drăguț e, hai să-i aruncăm o bucată de pâine. Că tu ești în mașină, tu treci pe acolo, îi arunci o bucată de pâine și pleci, dar oamenii locuitori din zona respectivă încep să aibă probleme din ce în ce mai mari cu ei. Nu zice nimeni, nu știu, să-i execute sau așa, dar trebuie să găsească soluții, să-i repatrieze, să-i ducă în alte părți, da. Vedeți voi că alte țări civilizate nu prea-i vor. Eu înțeleg că noi salvăm și urși și Roșia Montană și orice
pentru care acum plătim o grămadă bani. Mă rog, iar subiect ăla cu Roșia Montană, pentru care statul român acum e dat în judecată și tot noi plătim din buzunarul nostru o mulțime de bani. Dar ce credeți, alte țări civilizate nu prea vor urșii noștri. Și ceva trebuie făcut. Nu știu ce, dar nu e în regulă să zic. Oricum, în păduri nu prea mai avem voie să mai mergem. Ne-au interzis ăștia orice. În păduri nu mai ai voie să te plimbi, să campezi. Nu prea ai voie nicăieri, că-ți dau amendă. La pescuit abia mai poți să mai ajungi și la Dunăre sau în alte zone, pentru că au început ăștia să sape drumurile, să sape șanțuri de capul lor, pădurarii cu primarii de acolo, cu cine Dumnezeu or fi dat ordinul ăla tâmpit. Au început să sape drumurile forestiere și tot să facă șanțuri în ele, tot ca să nu mai ajungă lumea la Dunăre sau la pescuit. Adică o nebunie ce se întâmplă în țara asta. O nebunie și o mizerie totală. Da, am găsit prilejul ăsta să mă descarc, să vorbesc despre subiectele astea. Pentru că nu e normal ce se întâmplă. Și chiar nu e normal și nimeni nu pățește nimic. Adică toia fac legea de capul lor în zonele alea, nu îi întreabă nimeni de sănătate, nimic. Deci e nenorocire. Am văzut oameni care au rămas blocați la Dunăre când au fost la pescuit, că au săpat ăștia șanțuri în urma lor. Au săpat drumurile și n-au avut cum să mai iasă de acolo. Au stat oamenii câte 3-4 ore să astupe șanțul cu lopata ca să poată să iasă de acolo cu mașina. O, dar nu vă gândiți că poate e vreo urgență. Poate îi se întâmplă cuiva ceva rău și trebuie să ajungă la el ambulanță, habar n-am, poate e incendiu de vegetație în pădure, ia pădurea foc. Voi săpați drumurile de acces, faceți șanțuri de un metru cu excavatorul, cum mai ajung acolo pompierii sau ceva în cazul de e incendiu de vegetație? Dar bine știți care e schema, toți știți, presupun, nu? Că se fură lemn din pădure și nu vor să mai fie văzuți, se braconează la greu. Se duc noaptea cu barca și braconează în continuu și automat pescarii îi deranjează, cei care vin să campeze acolo. Și bine, principala scuză e aia că domne lasă gunoi și nu știu ce, păi bun, lasă gunoi, îi dai amendă. Dar nu te apuci tu să sapi șanțuri și înțelegi? Asta e un pretext nesimțit, ca să zic așa. Și doar o scuză care să le dea lor o portiță către abuzuri. Adică sunt sătul de mizerile astea că nu toți avem patru clase să înțelegem ce se întâmplă acolo. E o porcărie ordinară. Da, haideți că totuși vreau să mă concentrez pe pescuit, m-am aprins puțin. Da, n-aveam cum să nu discut puțin pe subiectul ăsta, că de mult timp vreau. Și cine vrea să aibă urechi să asculte și să înțeleagă, înțelege, cine nu, e treaba lui. Uite mă că l-am păcălit. Și ce-am păcălit un strap. Ha-ha! A, nu că trebuia eu să te scot, mă. Da, stai cu minte, hop. După biban acela a venit un strap. Stai, mă, puștule, mă, nu te mai zbate atâta. Că vreau să te țin, să te eliberez, nu să te rănesc. Da. Hai. Se scoate în gumița. Hai că te-ai agățat în colțul gurii așa un pic. Și gata, nu e problemă. Te eliberăm. Hai. Da, ăsta e strapul. Hai. Să-l și eliberăm pe mititel. Uite așa, să-i facem o poză la lumină. Hai că am tot prins strap din ăștia în ultima vreme. Gata, îți dau drumul. Fugi, hai. S-a dus. Așa, hai. Deci un biban și un strap. Hai să vedem ce mai scoate. Hidratare, cea mai importantă. La 40 de grade, cea mai importantă e hidratarea. Că peștele e în apă, n-are nevoie de hidratare, dar noi avem nevoie pe mal. Am luat, l-am luat, mă. Ia uitați la următoarea lansare, mă. La următoarea lansare l-am luat, mă. Opa, bibanel, ce credeți voi? O, un fel de brichetă din asta, ia uitați. Nu, de unde tăpuiet, mă, ia uitați și voi. Oho, stai cu minte, măi. Stai cu minte, ia uitați voi ce nervos e ăsta micu. Mă, cum atacați, mă, gumele astea, mă, că așa am pățit și partidele trecute. Cum atacați voi așa gumă, mă? De nici nu puteți să o luați pe toată, uite și tu. El se aruncă să o ia.
Gata, te-am eliberat. Da, ăsta e bibonelul micuț, hai să-i dăm drumul. Fugi puștulică? Gata. Da, haide să dăm direct pe cuibul lor acolo, că sigur acolo stau toți, presimt eu așa. Uite acolo. Am speriat și cioara aia, dar n-are nimic. Ia să vedem de acolo, scoatem ceva. Sau tot vegetație. Uite, l-am luat. L-am luat, mă, ce v-am zis. A căzut guma pe apă, am dat de o dată, de două ori și gata, a atacat. Hai la mine că te aduc pe la suprafața apei, uite așa. Hai că ăsta e, ce ăsta e mic, ce să facem? Ce să facem? Pe ăștia avem, cu ăștia ne prezentăm cum ar veni. Plin de puie din ăsta de biban. Ăștia sunt, na. Ce să le fac? Da, altul micuț. Îi dăm drumul repede și lui ăsta. Hai, fugi puștulică. Fugi. Uite, 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 hai că de acolo l-am luat. Ha-ha. Doamne ferește, mă, dar ce se întâmplă, mă, numai voi să... Ah, e strap, mă. Oh, ce strap mic. Am crezut că am luat chiar un bibonel din ăla cât degetul, dar am luat un strap cât degetul. Încă un strap din ăsta mic. Da. Vai, cât ești de mic, mă, ai luat toată guma asta, mă. Ai început și tu ca bibanii? Da, haideți că l-am eliberat. Un strap micuț, ce să facem? Pe ăștia avem, cu ăștia ne prezentăm. Hai să-l și eliberăm. Fugi. Fugi, mai puștelică, mă. Gata. Gata, haideți că mă mut un pic. Mă duc mai în față puțin. Haideți să dau de două ori și aici. Să nu zic că n-am încercat. Nu mai sar, că e destul de înalt aici de sărit. Și arunc așa să văd dacă iau ceva, dar cred că o să iau. S-ar putea de aici să iau. Da, oricum îl ridic. Uite, ah, am mai avut un atac. Ceva micuț. Din nou. Uite, ai, mă. Uite, mă, l-am luat, mă. Ha. L-am luat, mă, din mal de aici. Ia uitați, bibonel. Vai, ce mic e ăsta. Ce faci, mă, piticule, mă? Stai. L-am luat din mal de aici, mă. Dar numai din ăștia, mă. Deci astăzi numai din ăștia, prieteni. Ia uitați și voi. Numai din ăștia azi. Hai, fugi. Hai să mai schimbăm locul puțin. Ia să vedem, poate stau în vâltoarea acolo. Ar trebui să stea. Da, uite, l-am luat. O, și e măricel ăsta. Sau așa pare. Nu, e măricel, are forță. Da, l-am luat din vâltoare. He, he, și ce credeți voi? Alt strap. Alt strap și un strap grăsuț. Ia uitați voi. Ia uitați voi, măi. Ha, ha. Un strap mai măricel. Ia uitați. Da, ăsta e strapul. E mai măricel decât ce am prins până acum, dar bine, tot micuț. Hai că-ți dau drum acum. Gata, gata, gata. Da, din vâltoare de acolo le-am luat. Hai. Fugi, măi. Puștulicule. Ce hotărât a atacat el, mă. Hai, poate mai scot ceva mai mare. Nu fi ceva și aici. Ia să vedem, scoatem ceva de acolo. Uite, uite-l, mă, că l-am luat, mă. Ha, ha. Uite că l-am luat și e strap, cred, da. V-am zis eu că n-are cum să fie singurul strap din zona asta, dar uite că era în altă parte. He, he. Încă un strap. Da. Încă un strap micuț și drăguț. Ce să facem? Asta e Italia, cu ăștia ne prezentăm. Stai. Stai că nu vreau să te scap. E încă un strap, prieteni. Hai. Să-ți faci ție o poză mai frumoasă. Așa. Hai, ăsta e, să-l și liberăm. Stai, puștule, gata, hai că te eliberez acum. Hai, vor mai fi și alții mai mari un pic. Hai că s-a dus. Hai că tot sper la strap mai mari.
Uite. Aha, am mai luat unul. Am mai luat unul la următoarea lansare, prieteni. Tot strapi și ăsta. Deci e plină Dâmbovița de strapi. Plină Dâmbovița de strapi, prieteni, are viitor frumos. Uite, dacă avem grijă de ăștia mici, o să avem și alei frumos și mari pe Dâmbovița, pentru că se pare că se simt bine în apa asta de aici. Deci dacă avem grijă de mititei ăștia, uite, de strapi ăștia mici, o să putem să pescuim și alei mari și frumoși pe Dâmbovița. Hai să-i dăm drumul și lui ăsta. Fugi, măi, puștulică, măi. Gata, s-a dus și ăsta. Ce tare, nici nu mai știu câți strapi am prins până acum. Nu mai știu. 3 am prins aici și în partea aia parcă încă 1 sau 2, nu mai știu. Hai să continuăm. Ați văzut, altă zonă, altă partidă reușită, cu activitate. Pentru că de multe ori mă întreabă oamenii în ce zonă ai pescuit, dar pește e peste tot. Ideea e să-l păcălești. De aceea am vrut să fac în ultimele partide acum un fel de tur al Dâmboviței. Să pescuiesc în fiecare partidă în câte zonă diferită. Să vă arăt că pește e peste tot. Contează foarte mult cum îl păcălim. Sunt peste tot și bibani și șalăi și strapi. Haideți că mă pornesc la drum și încerc alt tronson. Între timp îmi pun și camera la încărcat. Și vedem dacă mai atacă peștele acum pe înserat. Haideți că l-am luat, prieteni. L-am luat de aici de lângă. Ia, l-am scăpat, mă, până am pornit camera, l-am scăpat. Nu cred că am lăsat-o la încărcat. Ai, l-am scăpat, până am pornit camera s-a dus în mal aici. Am slăbit firul și s-a dus. Nasol. L-am luat, prieteni. L-am luat. De data asta nu l-am mai scăpat. Ia să vedem noi, e unul micuț, da? Așa. Un bibonel micuț. Dar măcar a venit la noi. Așa, ia să-i eliberăm noi. Ăsta e puștulicul micuț. Ha, să-l și eliberăm. L-am prins din malul de vis-a-vis. Ha, fugi. Gata. Ha, să vedem, mai scoatem ceva. Mă tot plimb așa și scot pește. Haideți că am mai luat unul, prieteni. Am mai scos unul din același loc. Da, tot așa micuț. Asta e talia, ce să facem. Tot din același loc l-am scos. Hai să-l și eliberăm. Yo, stai că te-ai înfoiat tot, mă, țepostule, mă. Tu vrei să mă înțepi, eu? Ia. Încă unul micuț. Hai, dă drumul la gumiță, mă. Așa. Tot micuț și ăsta. N-am ce să fac, asta e talia, prieteni. Astăzi ne mulțumim cu ce ne vine. Hai, fugi. Gata, s-a dus. Haideți că l-am luat, prieteni. Încă unul mic. Vai, este un strap. Da, un strap micuț. Hai să-i dăm drumul. Fugi, puștulica. E plin de strapi, prieteni. Mamă, dar e traficul pe aici acum seara. Deci se merge, zici că e autostradă pe aici. L-am luat, mă. Uite, mă, că l-am luat, mă, și mai măricel ăsta. Sau mai energic, de fapt. Nu, tot un strap așa, simpatic, micuț. Deci, e perioada strapilor. Doamne, ce m-aș bucura să ajungă toți la maturitate. Să nu-i bage lumea la sacoși atât de mici. Oh, dar am înghițit guma. Ai înghițit guma, măi? Gata. Hai că te-am eliberat, gata. Ce m-aș bucura să văd strapii ăștia toți la maturitate, să fie plin de șalou pe Dâmbovița. Da, ia uitați voi, încă unul micuț și drăguț. Hai, să-i dăm și drumul ăsta micu. Fugi, măi, puștulică, măi, fugi. Ploșc. Și s-a dus. Hai să mai schimbăm locul, na. Poate, nu știu, tot caut pești mai mari, dar văd că numai din ăștia mici azi. E activitate, dar nu e calitate, ca să zic așa. Hai că mă mai mut. Așa. Hai, de aici scoatem ceva sau nu?
L-am luat, prieteni. L-am luat. Am lăsat guma moale și l-am luat, mă, ia uite-l. Hai, nu scăpa că te mănânc. Eu, e un strap. Încă un strap. Mai frumușel puțin. Am lăsat guma, firul moale, se cade pe fund și mi-a atacat. Direct de pe fund, așa. Stai. Stai să te eliberez, măi, puștulică, măi. Da, ia uitați voi. Încă un strap. Deci am rupt strapii. Stai, lasă-mi firul, măi. Așa. Încă un strap, prieteni. Ce să mai zic? Am prins la strapi azi. Plin. Hai, să-i dăm drumul și lui ăsta. Fugi, puștule. Ăsta e un pic mai dolofan. Un pic. Hai. Gata. Am împăcălit și din locul ăsta. Hai că mai scot. Uite că am prins. Am săltat guma și am lăsat-o să cadă așa ușor și am prins. Încă un strap. Am mai scos un strap de acolo. Ce distracție, mă, cu ăștia mici, mă. Câți strapi sunt în Dâmbovița asta, incredibil. Incredibil câți strapi. Ia, să-l vedeți pe inculpat. Câți strapi sunt, mă. Îi scoți unul după altul. Da. Ăsta e, ia. Ăsta e mititelul. Da? Ăsta e inculpatul, hai să-l și eliberăm. Fugi, măi, puștulică, măi. Doamne, ce de strapi. Fugi. Și îmi dau speranțe. Chiar îmi dau speranțe că o să fie la anul cel puțin sau peste 2 ani. Dacă nu mai seacă ăștia Dâmbovița atât de rău, o să avem și alăi deja la 2 kg, 3. Hai să continuăm. Hai să încercăm și aici. Opa, a sărit un pește. 2. Cred că atacă bibanul. Ia. În zona asta s-ar putea să atace bibanul, că văd baboiul cum sare pe aici, pe la suprafață. Uite-l mă. Uite-l mă ce l-am păcălit, mă. Ha-ha. Încă un strap. Iar e partida strapilor astăzi. Incredibil, mă, incredibil. Câți strapi sunt? Stai cu minte, puștule, stai. Oh, că nu vreau să te rănesc, stai cu minte. Ăsta e strapul, încă unul. Cam acești talie sunt toți. Hai că-ți dau drumul, gata. Fugi, măi. Gata. Fugi. Ce să mai, numai strapi am prins azi la fel. La fel ca în partida trecută, numai strapi. Și câțiva bibonei așa rătăciți. Uite-l mă. Am mai luat unul micuț de tot. Vai și tot strapie. Stai mă. Nu e biban. Nu, bibanii. Nu, am crezut că e strap, că e micuț așa, dar nu e bibanii. Da. M-a mai venit un bibonel din ăsta mic. Deci astăzi cam ăștia sunt. Hai, fugi mai. Doamne, deci îmi doresc ceva mai mare. Hai că o să continui. Azi am stat mai mult la pescuit. Deci chiar am stat mai mult, mai un pic și apune soarele și văd că tot se prinde încă. Uite-l mă și e ceva mare, mă. Uite-l mă și am luat ceva mai mare, prieteni. Ce atac puternic, e un strap. E un strap mai măricel. Ce atac puternic. Hai că e un pic mai măricel decât cei de până acum. Mamă, dar a atacat puternic greu. Deci a avut un atac, am zis că e ceva mai mare. Hai că oricum e mai frumos ăsta. Față de aia care au venit până acum, nu? Da? Hai să le liberăm de gumă și să-i dăm drumul în apă. Da, ăsta e puțin mai măricel. Hai că îi dau drumul, gata, fugi măi. Neastă împăratule, hai. Fugi. A atacat frumos ăsta. Uite-l că a venit, mă. Uite-mă că a venit, m-am jucat-o mai încet și a venit. Încă un strap. Ce vă aștepta să fie? Da, încă un strap micuț. Hai.
Să-i dăm și lăsa drumul. Hai. Fă-și puștulică. Gata, s-a dus. Uite-l. Hai mă, hai, l-am luat. L-am luat, mă, credeam că nu l-am înțepat. E, ce micuț e. A, e un bibănel. Incredibil, deci talia lor e incredibilă. Hai, puștulicule. Puștulicule, să te eliberăm. Ăsta-i puștiu. Hai, fugi mai. Du-te, fate mare. Până în ultimul moment, aștept să-mi dea ceva ca lumea. Printre toți juniorii ăștia. Aștept să vină și seniorul. Ăla poate la noapte o ieși el așa la atac, mă gândesc. În miez de noapte, când e liniște, iese el bătrân așa la vânătoare. Până atunci, ăștia mici. Uite-l, uite-l, mă. Uite-l, mă, că a venit, mă. Hai așa prin apă. Ia ghiciți voi ce e ăsta. Ia ghiciți ce a venit. Evident că un strap, adică. Deci partida strapilor asta. Să-i dăm și drumul din sosul ăsta. Hai. Fugi mai. Hai că de n-am prins la strapi, n-am prins niciodată atâția. Atât de mult strap din niște mici. Hai că a început să bată vântul, sper să nu înceapă ploaia sau ceva, dar nu cred. Uite-l, 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 uite-l. Evident că l-am luat și pe ăsta, mă. Evident că l-am scos. Și ce să fie? Ia ghiciți voi. Ce să fie, ce să fie? Strap, mă. Vai, deci nu mă așteptam. Deci chiar nu mă așteptam să fie strap. Nu e, deci e surprinzător. Nu-mi vine să cred, am prins strap. Vai, vai, vai. Chiar nu mă așteptam să vină strap. Nici prin cap nu-mi trecea. Surprinzător. A venit un strap. Hai să le liberăm. Fugi, măi, puștulică, fugi. Doamne, deci așa partidă cu atâția strapi. Greu de imaginat. Cât strap o să aibă dâmbovița asta? Următorul ce să fie? Ce pește credeți voi că o să prind? Ia ghiciți. Ia lăsați-mi în comentarii. Ce pește vă așteptați voi că o să prind următorul? Oare să fie strap următorul pește? Eu știu ce să zic. Cam slabe șanse, nu? Hai să vedem. Poate mă surprinde și vine vreun strap. Cine știe? Cam greu de crezut, dar na. Să vedem. Șanse mici. Șanse mici să vină strap, dar totuși sper. Hai. Să vedem. Sunt eu norocos ăla, unul dintr-o mie care să prindă strap. Uite, am mai prins unul. Dar oare ce pește să fie acesta, prieteni? Ia ghiciți. Incredibil. Incredibil, e încă un strap. Deci chiar nu mă așteptam. Încă un strap. Surprinzător. Cine ar fi crezut? Cine ar fi crezut? Că o să vină încă un strap. Stai mă, cum te-ai agățat, mă. Da, încă unul. Cine ar fi crezut? Încă un strap, mă. Ca să vezi chestia. Hai să-i dăm drumul. Fugi. Oare următorul ce o să fie? Ia să ghicim cu toții. Următorul pește oare ce să fie? Ce să fie, ce să fie? Cățeluș cu părul creț. Oare ce pește voi prinde din nou? Voi ce părere aveți, prieteni? Uite-l, uite-l, mă, uite-l, mă. Oare ce pește să fie, prieteni, eu? Oare ce pește să fie? Incredibil, e un strap. Vai, nu mă așteptam.
Ia uitați voi, a venit strapul. Chiar surprinzător a venit un strap. Da, încă un strap. Să vezi și să nu crezi. Încă un strap, micuț. Hai, puștulică, fugi. Doamne, cât am prins azi. Fugi, puștulică. Gata, s-a dus. Hai să vedem ce facem. Uite-l, mă. O, ce hotărât a atacat. O, ce credeți voi că am prins, prieteni? Băi, că este mai măricel. E mai greu asta un pic. Ce credeți voi că am prins? Încă un strap. Gata, și ăsta e mai mare un pic. Hai că ăsta e mai... Opa, mai stropim-o. Ăsta e mai de Doamne ajută. Ia să-l țin să nu scape, așa. Încă un strap, da. Asta e, ce să fac. Da. Stai cu minte, stai. Încă un strap, prieteni. Cam ăsta e. Frumoșel. Hai. Ăsta e mai măricel. A, da, domnul, să iau unul un pic mai măricel. Hai să-i dăm și drumul. Fugi, puștulică, gata. Ajunge. Ajunge cât am prins. Gata, fugi. Prieteni, eu zic că am prins suficient. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, eventual să vă și abonați. Și până data viitoare, vă doresc fire întinse și să prindeți la fel de mult ca mine. Vă salut!